Învață cum să pui banii în mișcare. Vino în orice sucursală BCR sau pe bcr.ro să vorbim despre soluțiile financiare potrivite pentru tine. Salutare, bine ai revenit la Banii Mișcare. Continuăm să discutăm despre execuția bugetară alături de experți în domeniu. Astăzi, invitatul la Banii Mișcare, domnul profesor Daniel Dăianu, președintele Consiliului Fiscal și membru al Academiei Române. Bine ați venit la Banii Mișcare. Mulțumesc pentru invitație. Este o mare bucurie, sunteți un expert în domeniu și aveți foarte multe analize interesante. Aș vrea să începem cu veniturile și cum se poziționează România față de alte țări din Uniunea Europeană din perspectiva colectării banilor la bugetul public. Să subliniez și la dumneavoastră ceea ce noi nu contenim în a repeta și predecesorii noștri, că noi avem un nivel foarte jos al veniturilor fiscale și veniturilor bugetare. Și nu de ieri de astăzi, sunt cifre elocvente. Ele vorbesc singure și este surprinzător că se întâlnesc cu contraargumente ale celor care spun că, de fapt, ar fi vorba de un contract social, că societatea românească așa funcționează, cu venituri joase, fiscale și bugetare. Este fals și nu vreau să eu să comentez prea mult aceste aserțiuni care sunt neavenite. Deci, venituri fiscale de 26-27% din produsul intern brut, Bulgaria are 32%, Cehia, Polonia 35-36%, Ungaria chiar se duce la 38% din produsul intern cu venituri fiscale. Și chiar dacă unele taxe sunt mai mici, TVA sau impozitul pe dividend sau pe capital, totuși altele sunt mai mari pe muncă, deci nu cred că e o problemă a taxării, ci problema eficienței de colectare. Sunt două constatări de făcut, uh-huh, care sunt eclatante, adică îți iau ochii și vorbesc, repet, vorbesc singur. Deci un nivel foarte jos al veniturilor care menține tensiunea în bugetul public și am ajuns cu un regim fiscal care este regresiv. Ce înseamnă? Atât s-au lăudat, nu puțin, cu cota unică, era 16%, de fapt cota unică nu mai există în România, este o retorică găunoasă. Noi avem un regim fiscal regresiv, adică proporțional, cei cu venituri mai mici plătesc mai mult. Este și incorrect, din punct de vedere social și economic, este contraproductiv pentru funcționarea societății, a sistemului și se vede în momente foarte critice, momente de cumpănă, așa cum este și acum. An de zile s-a subestimat partea de venituri fiscale și vedem că rămânem cu un deficit bugetar structural care este peste 5% din produsul intern brut, este unul dintre cele mai înalte, dacă nu cel mai înalt din Uniunea Europeană. Și anul în curs va consemna, probabil, dacă nu se iau măsuri ferme, clare, un deficit mai mare decât cel de anul trecut. Nu este deloc bine. Absolut. Mai ales la costurile de împrumut pe care le avem acum. Dar pe ce direcție ați merge dumneavoastră? Reducem deficitul prin creșterea de venit? Aici nu este vorba de preferință și de o inclinație ideologică. Aici este vorba despre realism. A crede că poți să ajustezi deficitul pe partea de cheltuieli, sunt elegant că spun că este o chimeră. Oamenii n-au simțul realității și aud economiști care vorbesc în acești termeni. Să vă dau un exemplu. Cheltuielile cu personalul sunt programate să fie 8-2, 8-3 în acest an. Sigur, sunt creșteri acum care pot duce aceste cheltuieli la mai mult. Dar ați imagina că poți să diminuezi cu 2% din PIB cheltuielile de personal. Este o fantasmă, să te duci la 6. Da. Deci, acestea sunt vorbe aruncate în spațiul public care n-au nicio acoperire. Ce se poate face este să te duci pe partea de venituri și aici trebuie să umbli masiv, vârtos la scutiri, să elimini cât mai mult din scutiri, să umbli la regimul PFA-urilor. Sunt economiști lucizi care arată că dacă am lua asemenea măsuri, care sunt dureroase, fără îndoială, dacă ai corecta regimul fiscal, unii ar percepe această operațiune ca o creștere de taxe și impozite. Dar aș întreba eu pe ipocriți, este corect ca unii să plătească
iar alții să nu plătească. Exact, pentru că aceste excepții sunt suportate de noi toți. Iar excepțiile fiscale nu trebuie să fie sine die. Ele servesc la un moment dat. Deci eu n-aș ezita să umblu și la regimul impozitării. Total de acord. Sistemul IT. Total deci, de acord. Chiar aș vrea să detaliem zona de cheltuieli și vă invit să rămânem pentru episodul următor, iar toate rapoartele publicate de Consiliul Fiscal sunt disponibile gratuit pe site-ul instituției. Le recomand, sunt foarte interesante și cu dumneavoastră aș vrea să detaliem în episodul următor analiza cheltuielilor și de ce spațiul este limitat pe acest segment. Vă mulțumesc și, dragilor, țineți aproape, continuăm să vorbim despre execuția bugetară. Nu uitați, banii sunt întotdeauna în mișcare. Continuă călătoria și învață să pui bani în mișcare cu BCR. Te așteptăm în sucursale sau pe bcr.ro. Emisiune sponsorizată de BCR. Pentru o Românie inteligentă financiar.